mesajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Am primit notificare, Radio Europa FM e live video pe Instagram. Nu cred. Oh, ce tare. Băi, altceva, înțelegi? Cu câte camere filmăm? Cu 8 camere suntem live pe Instagram. 8 vara avem pe pereți. 8 spre 9. Și că suntem la camera ascunsă. Vlad, acolo. Acolo, ala, acolo. Suntem live pe Instagram, suntem live și pe Facebook. Avem întrebările pregătite. Asta înseamnă că trebuie să stau așa, nu? Nu, 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 păi nu, tu ai camera ta pentru Facebook acolo, Luca. Scute, pe asta zic. Mustăcioara lui, uită-te pe camera Facebook ta. Sau la Instagram? Lasă Instagram, uită-te pe Facebook. Fă-te că lucrezi, fă-te că nu ești filmat. Fă-te că lucrezi, fă-te, da. Nu te uita în camera. Vrei să am o naturalețe de asta. Picul natural. Gata. Băi, uite, sunt 102 persoane, 118 acum pe Instagram. Haideți pe Instagram și haide și pe Facebook să fim în număr cât mai mare. Eu am intrat pe Instagram și îl văd pe Zaf mâncând ceva. A, sunt pe contul tău, nu pe contul Europa FM, da. Nu știi să cauți. Mănânc din ce în ce mai puțin, Vlad. Sunt tot mai suplu. Se simte. Bine, Carmen, din Ploiești, e cu noi. Bună dimineața! Bună, Carmen! Bună! Bună! Bună dimineața! Ce faci? Sunt în tren. Ești în tren? În tren. De ce? De unde până unde te duci? Ploiești, București. Ploiești, București. Deci zic, vii spre noi. Da. Foarte bine. Asta nu e rău. Te așteptăm. Ajungi în timp real, vrei să vii în studio sau te întrebam acum? Mai bine acum. Mai bine acum, nu? Plecăm de la 200 de euro și ajungem la 1600 astăzi. Pierde semnalul. Hai că nu e că între București și Ploiești aici semnalul e bombă. N-are ce să fie. Nu merge trenul de repede ca semnalul. Fii fără grijă. Pe Pariu îmi place. E bine, dacă pierzi semnalul e vina ta, să știi. Și pierzi și premiul. Înțeles. Așa spune regulamentul. Ai vorbit azi cu iubitul? Da. Și cu soțul? În același timp. În același timp. Da, n-o păcălește. Cum îl cheamă? Pe cine? Răzvan. Pe el. Cum? Răzvan. Răzvan. Și tu de ce vii la București, Carmen? Acolo lucrez. Lasă-mă, cică, dar tu ce cauți, mă? Știi că asta suntem aici, ce aglomerație? Ce lucrezi? Conversațional, ce lucrezi? E conversațional? Da. Ai venit nervos. Carmen, ce lucrezi? Cu ce te ocupi? Unde mergi să lucrezi? Este altă poveste. În sistemul bancar. În sistemul bancar. Bun, foarte bine, excelent. Să știi că e un sistem foarte bun. Da. Numai declarații de dragoste face azi. Da, te pricep de minune, mai vine o inimioară. Așa. Bine, Carmen. Deci, Carmen, astăzi avem întrebări din domeniul dragostei. Wow. Cumva, da, am făcut noi de Valentine's Day, cine a tăiat pe noi capul să fie, vezi, Doamne, în ton cu ziua. Așa. Și acum sper să fii... Am avut aici niște dezbateri, sper să iasă bine. Da. O să iasă bine. Ținte bine. O să iasă bine. Hai, îi dăm bătaie? Gata? Toată lumea pregătită? Ok. 6 secunde, Carmen, nu uita, da? Da. Auzi, ești în vagon deschis sau e cu compartimente? Nu, deschis. Și aia pe acolo... Aia. Domnii și doamnele pasageri. Cetățenii care sunt cu tine în vagon s-au prins că e ceva neregulă cu tine sau... Alo. Da, Carmen? Alo. Asta a fost. Bă, a făceai conversație, a zis, a se mai relaxat. Băi, și v-am zis să ne gândim. Bravo, și dacă se întrerupea în timpul întrebării era mai bine. Dacă te grăbeai, poate că prindeai. Vrei să o sunăm după nouă? Nu e, nu avem de ce, hai să mai vedem. Nu mă stai. Sper să mai avem timp de concurs, nu de alta. Altfel puteți să vă uitați la noi, suntem live pe Facebook, pe pagina Europa FM. Și se întâmplă lucruri în timp real. Asta odată, doi, și pe Instagram. Bună dimineața, Carmen! Bună! Da. Gata! Așa. Gata, uită tot! Deci e bine, ne auzi acum? Da, da. Gata, nu te mai întreb nimic, te întreb direct în concurs. Pentru 200 de euro, Carmen, fii atentă. Să vorbești... 200 să vorbești, de euro. Să vorbești mai tare, Carmen, da? Te rugăm frumos. Da, da. Întrebare de încălzire, Carmen, dar pentru 200 de euro în dimineața asta. Spune-ne cum se numește corespondentul românesc al sărbătorii de Valentine's Day. Ce va avea loc peste 10 zile. Da. Simt că se adună pasagerii în jurul tău. Au văzut că e rost de cașcaval. Hai mă că e simplu răspunsul. Ce să mai... Dragobete, așa este. Sărbătorim și noi peste 10 zile. Ai 200 de euro, Carmen. Sunt banii tăi deja. Dar mai ai în față 3 întrebări, poți să dublezi de fiecare dată. Tu alegi 200
sau 400 până de euro? Până intri în triaj la Basarab, cred că facem treabă. Merg să mai departe. Mergem mai departe. Se vorbește tare, da? Ca să te auzim. Da, da. 400 de euro. Pentru 400 de euro, Carmen, o întrebare la fel de simplă. Vezi că-ți recit. M-auzi? Da, da, sigur. O să trebuiască să spui din ce faimoasă poezie de dragoste fac parte aceste versuri. Îl vede azi, îl vede mâini, astfel dorința-i gata. El iar privind de săptămâni, îi cade dragă fată. Poți să recit, te rog, în continuare? De unde am rămas? Cum ia pe coate trezeam. Ce-a făcut? Zi. Cum ar fi fost acum ca întreg vagonul să înceapă să recite, bă? Da. 90 da. Să plângă lumea. Să... 90 de strofe, la rând. N-ai prins-o pe Carmen. Bravo, Carmen. Picior greșit. Carmen, ai 400 de euro în momentul ăsta. Ok. Cât ai dat pe bilet? 10 lei. 21. Nu. Am avut o colegă care a luat nota 10 la română în clasa, mai știu, cred că a 8-a, Corina. Am învățat pe de roze drugea. Da. Toți am avut colega asta, să știi. Da. Toți am avut-o. Unii aveam și două. Serios? Eu mai aveam colege care cedau pe la strofa 40. Da, le bușea plăv. Carmen, ai 400 de euro, ai putea face 800 în momentul ăsta dacă alegi să mergi mai departe. Mai departe. Sistemul bancar, mă, ce vorbesc. Bravo. Haide, Carmen. Uitați-ne de treaba asta, gata. 800 de euro. Carmen, să te concentrezi, te rog, că-mi faci probleme mari de tot altfel. Asta e întrebarea aia? Da. Aha, fii atent aici. Pentru 800 de euro, Carmen. Da. Ce animație Disney prezintă povestea de dragoste dintre o fată și un prinț transformat de o vrajă într-un animal fioros? Frumoasa și Bestia. Ai avut noroc. Luca a avut noroc, adică nu, la asta ne referim. Habar n-aveți. Știi cât m-au certat, Carmen? Asta este o întrebare imposibilă. Nimeni n-are cum să știe așa ceva. Un simplu desen animal nu l-a văzut nimeni. Și vă, nu sunteți acasă, e super simplă întrebare. Na. Deci e bine sau nu? Știai că e făcut după un film franțuzez din anii 40? Nu. E bine, află. Știai că e făcut după o piesă muzicală cântată de unul, Chiftea? Meatloaf, mă rog. Știai că ai salvat tot după film. Știai că ai câștigat 800 de euro? Hai că-ți fac un desen mai încolo, să prinselegi. Știai că ai câștigat 800 de euro? Așa, bănuiesc. Dar tu nu te bucuri deloc. Ai. Ha? Sunt aia geană pe aia în tren. De ce e frică? Da. Spune-le că nu e banii cash acum, mai altă dată. Mai pe târziu, așa. 1600 de euro. Ești față în față cu cea de-a patra și ultima întrebare de astăzi. Carmen, tot din zona Valentine's Day, pentru că așa am promis încă de la început. Dar ceva mai complicat, cel. Nu e adevărat. Un pic. Ce faci? Ce face sistemul bancar în momentul ăsta? Dă înainte. Îi dă înainte! Bravo! 1600 de euro. Da, de apreciat. Curajul. Carmen, sper că îți place să călătorești. Îți place? Nu numai între Ploiești și București, dacă mai pleci din țară. Carmen, fii atentă. Nu e greu. Trebuie să ne spui pentru 1600 de euro în dimineața asta în ce oraș din Italia se află obiectivul turistic Balconul Julietei, care ar fi găzduit celebra scenă fictivă a balconului din Romeo și Julieta. În Veneția? Veneția. Veneția. Da, nu știu dacă am. Și eu venea în not până sub balconul Julietei. Clipoc, 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 ce?
Așa, uite, eu sunt cu ochii și pe Instagram și pe Facebook, că vin și acolo răspunsuri. Colentina, zice cineva. Deci Romeo îi spunea sub balcon, da? Venea sub balconul șurietei și îi spunea lucruri frumoase. Eu vreau doar să vă rog pe viitor tu să-ți vezi dale tale cu muzica, matare cu știrile, lăsați-mă și pe mine cu concursurile astea și cu... Nu te mai da mare. Odată am avut dreptate. Știi de ce? Știu de ce, că asta e mai grea. A știut prima literă, primele două litere le-a știut. A știut. Carmen. Carmen, din păcate, Veneția aia e un pic Verona. La Verona. Corect. A mai și fost întrebarea asta la dublu sau nimic acum vreo 2 ani, cred. Dar acum, în mod excepțional, fiind ziua îndrăgostiților, am zis să o reformulăm. A fost ideea lui George. Și George a zis că e mult mai ușoară întrebarea asta decât cea cu frumoasa și bestia. Deci a făcut, iar Vlad a ținut tisonul numai ca să-mi facă mie nervi. Nu, trebuie să povestim despre chestia asta neapărat. Ne pare rău, Carmen. Îți mulțumim tare. Dar ne-a făcut mare plăcere să jucăm cu tine azi. Bine. Mai bine, pa. Revenim și mâine cu dublu sau nimic, live pe Facebook și pe Instagram, dar ne întoarcem în 4 minute să discutăm problema asta neapărat. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.